prevederilor articolului 116 aliniatul 3 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin invitația înregistrată sub numărul 7511 din 26.10.2020, domnul primar Nicu Ciprian Ienea și consilierii locali, al căror mandate au fost validate, au fost convocați prin ordinul prefectului județul Bacău numărul 386 din 26.10.2020 pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Helegiu. Înainte de a da cuvântul domnului subprefect, ascultăm imnul sau... Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dăncirat barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n aste mai mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că priviți mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, română națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațe bună ziua tuturor! În baza ordinului prefectului județului Bacău numărul 368 din data de 26.10.2020, de convocarea consilierilor locali validați ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, la ședința de astăzi avem ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Helegiu, județul Bacău. Numărul consilierilor stabiliți prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 pentru Comuna Helegiu, județul Bacău, este de 15. Numărul consilierilor local validați de judecătoria Onești prin sentința civilă numărul 1975 din data de 22.10.2020, pronunțată în dosarul numărul 4661/270/2020, este de 13. Prin urmare, consilierii locali validați prezenți este de 13. Așa. Nu lipsește nimeni. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Helegiu, județul Bacău,
depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, și depunerea jurământului de către primarul Comunei Helegiu, județul Bacău, urmarea alegerilor pentru autoritățile publice locale din data de 27 septembrie 2020. Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de către cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4, din ordonanța de guvern numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Zărnescu Vasile, născut la data de 27.04.1964. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt doamna Stanciu Elena, născută la data de 14.08.1981, respectiv doamna Coman Elena, născută la data de 8.06.1986, care sunt invitați alături de mine să conducem ședința. Deja pe domnul președinte l-avem aici și doamnele sunt acolo. Nu, rămâneți acolo. Rămâneți acolo. Doar dacă e nevoie. Aveți ochelari? Nu am ochelari. Haideți să rugăm. Doamna, am înțeles, doamna asistent. Așa. Da. Urmează depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși. Ordinea de zi. Pe urmează depunerea jurământului de aici. Să puneți prezentați pe care este ordinea de zi. Vă prezint ordinea de zi, după cum urmează. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Helegiu, județul Bacău. La punctul 2, depunerea jurământului de către primarul Comunei Helegiu. Se trece... La primul punct. Urmează depunerea jurământului de către consilierii locali. Judecătoriei Onești numărul 1975, din data de 22.10.2020. Judecătoria dispune, validează mandatele următorilor consilieri. Măgdălina Ion, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Macovei Mihaela, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Coman Elena, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Patrona Constantin, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Stanciu Elena, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Drug Valeriu, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Bulăiasa Elena, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Drăghiciu Adrian, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Geaboc Bădic Rodica Mihaela, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară. Stoica Nelu, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară. Zărnescu Vasile, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară. Busuioc Ion Daniel, candidat pe listele Partidului Pro-România. Melinte Marian, candidat pe listele Partidului Uniunea Salvați România. Invalidează mandatul de consilier local al numitului Cristea Codrin George, candidat pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a renunțării la mandat. Invalidează mandatul de consilier local al numitului Enea Nicu Ciprian, candidat pe lista Partidului Național Liberal, ca urmare a renunțării la mandat. Urmează depunerea de jurământ a consilierilor. Vă rugăm să explicați puțin cum se va desfășura. Jurământul se va depune după următoarea procedură. Domnul consilier local, președinte de vârstă, va chema în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul, iar aceștia se vor prezenta în fața mesei prezidiului, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblie. Fiecare consilier va pune mâna stângă pe Constituție cât și pe Biblie și dă citire jurământului de credință, pe care l-a semnat în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea va fi înmânat titularului. În ordine alfabetică. Ne ridicăm în picioare. O invităm pe doamna Bulăiasa Elena, din partea Facultății Naționale Liberal, să începem cu mine. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnați aici. Și încă o dată.
una la dumneavoastră. Haideți și ajutați, nu? Vă mulțumim. Următorul, domnul Busuioc Ioan Daniel, Partidul Soro România. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în pricepere mea pentru binele locuitorului Comunei Legiu, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Pe doamna Coman Elena, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Mulțumesc! Mulțumim, domnul Drăghiciu Adrian, Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Mulțumesc! Domnul Mătălina Ioan, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Urmează domnul Melinte Marian, Partidul Uniunea Salvați România. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Partidul Social Democrat, domnul Patrona Constantin.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile mele, priceperea mea, pentru binele locuitorului comunei Hilegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnata de la Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Hilegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Se pregătește domnul Stoica Nehu, Partidul Mișcarea Populară. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Hilegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Hilegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Cătălin Popescu, vă rugăm luați loc. Având în vedere că potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Hilegiu, județul Bacău, este constituit deoarece a depus jurământul un număr de 13 consilieri, iar în termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului județului Bacău prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire. Punctul 2 pe ordinea de zi, vă rog, doamnă președintă. L-am pierdut. Dacă îmi permiteți, depunerea jurământului de către primarul comunei Hilegiu. Dați-mi voie să citesc încheierea, după care... Încheierea numărul 1906, ședința din Camera de Consiliu de la data de 16.10.2020. Dosarul numărul 4660/270/2020. În numele legii dispune, admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 40 al Comunei Hilegiu, județul Bacău. În baza articolului 149, aliniatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57 pe 2019, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Hilegiu, obținut de domnul Enea Nicu Ciprian, candidatul formațiunii politice Partidul Național Liberal, filiala Bacău. Încheierea se comunică de îndată prefectului și secretarul general Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Hilegiu. Domnul primar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Hilegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și la multe mandate de acum încolo. Domnule subprefect, încă am emoții, mi-a dat emoții tânăra noastră interpretă. Domnule senator, preacucenici părinți, stimați consilieri, dragi invitați, țin să mulțumesc la început pentru tuturor celor care au fost alături de mine în 27 septembrie, dar și celor care n-au fost. Vreau să vă asigur că voi rămâne același om. Același om devotat și implicat în tot ceea ce înseamnă nevoile comunității mele, a comunității noastre. Astăzi începem un mandat nou. Se pare că un mandat foarte greu,
ținând cont că începem în vârful pandemiei, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, nu știm exact ce va fi mâine, ce va fi poimene, ce se întâmplă la anul. Sigur, după fiecare pandemie, în decursul istoriei, urmează o criză financiară care ne va afecta pe toți. Dar eu sunt încrezător și sunt convins că împreună cu dumneavoastră vom reuși să ducem la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus și să nu roșim în fața alegătorilor noștri. Iar domnilor consilieri, le urez un mandat ușor, un mandat în care să dea dovadă de implicare, lăsăm deoparte orgoliile și împreună să facem ce mai bine pentru comuna noastră. Vă mulțumesc frumos, iar peste 4 ani mi-aș dori să avem ce arăta cetățenilor comunii noastre. Mulțumesc frumos! Din invitați, dacă doriți să luați cuvântul, domnul senator, vă rog. Întoarcem toată sala invers. Primar, dați-mi voie să vă felicit și să mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră și de Consiliul Local, de invitații dumneavoastră, într-o zi emoționantă, într-o zi în care de dimineață probabil ați tras linie să vedeți rezultatele vechiului mandat și deja aveți planuri pentru ceea ce se va întâmpla în următorii 4 ani. Domnule subprefect, stimați consilieri locali, preacucernici părinți, stimați invitați, eu sunt convins, așa cum zic că am început să cunosc aici în comuna Helegiu și oamenii și problemele comunității, că această echipă, așa cum v-am văzut astăzi depunând jurământul, atât pe domnul primar cât și pe dumneavoastră, stimați consilieri locali, că veți fi devotați și veți avea permanent în memorie jurământul pe care l-ați depus, pentru că nu sunt doar vorbe în fața unor camere de luat vederi, ci este un jurământ pe care chiar la unii am văzut foarte mult suflet și emoție, ceea ce sunt convins că va fi și va da roade în ceea ce v-ați propus să realizați pentru comunitatea dumneavoastră. Domnule primar, vă asigur de sprijinul meu personal și sunt convins că în următorul mandat, având și o guvernare liberală, veți reuși să îndepliniți cât mai multe din așteptările cetățenilor și bineînțeles, promisiunile dumneavoastră, fie că au venit din partea stângă a eșichierului politic sau de centru și, bineînțeles, din dreapta. Așteptările sunt aceleași, le cunosc și vă susțin în tot ceea ce vă propuneți spre binele comunității dumneavoastră. Mult succes! Un cuvânt bun așteptăm să da treaba cu ce ne spun părinți. Domnule senator, domnule subprefect, distinse domnule primar și autorități locale și dragii mei care sunteți prezenți aici. Întotdeauna, omul când începe o lucrare, o începe cu Dumnezeu, dar aceasta nu vine numai din credință, vine și din cuvântul credinței. Iar aici, alături de dumneavoastră, este domnul primar Ciprian, care, așa cum îl cunosc foarte bine, este un om de cuvânt, un om cu o calitate, este onest și mai ales întotdeauna își lasă timpul personal pentru comunitate și pentru locuitorii comunei Helegiu. El în toate activitățile sale și în fostul mandat, întotdeauna din puțin a făcut mult, iar multul a știut cum să-l binechivernisească. Iar cu această ocazie vă aduc în numele preoților comunei Helegiu respectul și stima că am fost alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi și nu ne-ați uitat. Ceea ce am garanția că și pe viitorii 4 ani veți fi același om plin de
calitate atât în ceea ce faceți personal, dar mai ales ca și primar. Mă bucur totodată la această zi solemnă și mare, pentru că ați invitat și preoții, mai ales că în mass media și în întreaga țară, preoții nu prea sunt bine priviți. Ei, acum avem și noi mască și ca tare poate nu toți vor mai încerca să ne descoase crezând că noi suntem cei care trebuie să fim dați la o parte. Faptul că ne-ați invitat ne onorează acest lucru și mai presus de toate aveți și făgăduința noastră a preoților că în orice moment greu al comunei, că e pandemie, că este altceva, biserica vă este alături. În toată organizarea ei, în toată activitatea ei, dar mai presus de toate, în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, noi vă pomenim și pomenim pe toți consilierii, pe toți credincioșii, ca să fie bine, pace și multe rezultate frumoase. Har, liniște și bucurie să vă dea Dumnezeu un mandat binecuvântat. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnul președinte. Având în vedere că s-a depus jurământul domnul primar, domnul consilier, încheiem ședința de constituire. Da, mulțumim.